La Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț s-a desfășurat colocviul Patrimoniul Etnografic, o privire spre trecut. Organizat de Complexul Muzeal Județean Neamț, scopul este de a aduce în atenția opiniei publice nevoia de studiere a mărturiilor etnografice, materiale, salvarea, înregistrarea și valorificarea corespunzătoare a acestora. Ne-am bucurat de o prezență importantă la activitatea noastră, au participat în mod special cadre didactice din zonă, colegi de la muzeele din Piatra Neamț, am avut invitată și o colegă de la muzeul din Pașcani. Nu a lipsit nici meșterul popular Ionela Lungu, care știm cu toții că creează lucruri interesante și reprezentative pentru zona aceasta. Toate materialele foarte interesante și cu multe învățăminte, aș putea spune. E interesant că se face astfel de activitate la Muzeul de Etnografie și Istorie din Târgu Neamț, eu spun etnografie întâi, fiind etnograf, pentru că au un patrimoniu pe etnografie foarte bogat și ceea ce spunea, ce au primit acum donații, și este o inițiativă lăudabilă să aflăm și noi, cei care îl cunoaștem mai puțin și publicul larg, să afle ce patrimoniu de valoare are. E bine că s-a început o astfel de, eu zic, o serie de manifestări, sperând că aceste manifestări vor continua. Eu am fost onorată de această invitație în calitate de meșter popular și nu în calitate de inginer, cum am spus în prezentare. Poate că și faptul că am fost invitată la multe târguri din țară de meșter popular de specialitate, deci în calitate de meșter popular am fost invitată, iar speech-ul meu, prezentarea mea a fost legată de, cum să spunem, așa da, așa nu în tradiția românească. La această manifestare au participat muzeografi de la muzeele din zonă, cadre didactice și mulți oameni cu dragoste pentru cultură.